Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Către Tit, adevăratul meu copil în credință, noastră amândurora, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Amin. Amin. În seara aceasta aș dori să ne uităm la aceste versete din Sfânta Scriptură care, deși descriu în mod specific misiunea apostolului Pavel, prin extensie este slujba fiecărui slujitor al lui Dumnezeu și a întregii adunări. De la versetul 1 la versetul 4, apostolul Pavel vorbește despre misiunea lui. De la versetul 5 la versetul 9, apostolul Pavel vorbește despre slujba prezbiterilor, iar de la versetul 10 la versetul 16 vorbește despre iudaizatori, despre învățători mincinoși. Avem trei modele aici: apostolul Pavel, prezbiterii din adunare și acești învățători mincinoși care au existat în adunare de la începutul întemeierii adunării. Însă, în seara aceasta, uitându-ne la aceste versete, aș dori să observăm câteva aspecte foarte importante cu privire la slujitori, la slujire și la slujba pe care o avem în ultimă instanță fiecare dintre noi, specific cei care slujesc cu cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 1, apostolul Pavel ne prezintă poziția lui înaintea lui Dumnezeu și consider că orice copil al lui Dumnezeu se poate descrie pe sine însuși în felul acesta. Ne vom uita și la alt pasaj din Sfânta Scriptură care arată că fiecare dintre noi ne aflăm în această poziție. Pavel zice, înțeleg eu aici, descrie poziția lui în două aspecte. Spune că e rob al lui Dumnezeu și apostol. Apostol care înseamnă trimis sau reprezentant. Da? Un om care se duce să reprezinte pe altcineva. Asta era apostolul, cineva trimis. Bineînțeles, noi nu suntem apostoli în sensul în care a fost apostolul Pavel, apostol lăsat de Dumnezeu să scrie Sfânta Scriptură, să facă misiunea pe care a făcut-o el, dar într-un sens mai larg, fiecare dintre noi suntem trimiși să-L reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos. Deci acestea sunt două aspecte care descriu poziția noastră înaintea lui Dumnezeu sau două aspecte care descriu identitatea noastră. Și aș vrea să vă întrebați fiecare dintre dumneavoastră, vă considerați robii lui Dumnezeu? Nu e așa că ne place să ne spunem nouă înșine că suntem copiii lui Dumnezeu, nu? Și este adevărat, Biblia spune că am fost înfiați și că suntem copiii lui Dumnezeu. Dar în același timp, Biblia folosește o altă imagine și spune că suntem robi. Ce fac robii? Ascultă, slujesc, nu? Cum slujesc robii? Necondiționat, fără comentarii, fără cârteli, nu stau la discuții, nu obiectează, nu strigă împotriva stăpânului, nu discută, nu se duc ei să-l sfătuiască pe stăpân. Asta înseamnă să fii rob. Oare câți din credincioșii de astăzi se gândesc la ei înșiși ca la rob? Eu sunt rob! Domnule, sunt rob! Eu nu pot să pun varianta că de azi nu mai vreau să fiu rob. Domnule, eu sunt rob! Eu ascult necondiționat. Eu mă supun fără pretenții. Eu nu fac afaceri cu Dumnezeu. Eu nu fac troc cu Dumnezeu, eu nu fac schimburi cu Dumnezeu, eu ascult și gata, punct. Am încheiat discuția. Romani capitolul 6, apostolul Pavel vorbește despre toți credincioșii și zice și prin faptul, versetul 18, și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Și el în versetul 17 spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și chiar prin faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu. Lucrul acesta este o mulțumire către Dumnezeu că suntem robi ai lui Dumnezeu. În capitolul 3, apostolul Pavel vorbea despre oamenii lumii acestea, versetul 3, și spunea că sunt robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Și acum, să știți că nu există niciun om liber cu adevărat pe pământ. Asta este o iluzie.
E o joacă din astea cuvinte care o fac oamenii când spun, domnule, ai libertate să faci ce vrei tu. Nu este adevărat așa ceva. Oamenii sunt robi cuiva. Ori suntem robi păcatului, ori suntem robi neprihănirii. Ori suntem robi diavolului, ori suntem robi lui Dumnezeu. Nimeni nu este liber în realitate. Nimeni. Nu ai. Știți că Domnul Iisus de multe ori a pus lucrul acesta în fața ascultătorilor lui. Ori zidești împărăția lui Dumnezeu, ori te-ai pus la dărâmat. Nu poți să fii neutru. Unii oameni care erau ispitiți să se creadă, ei sunt diferenți. Dom'le, noi stăm și ne mai gândim, încă mai analizăm. Nu se poate așa ceva. Chemarea lui Dumnezeu este astăzi, ori ești pro, ori ești contra. Nu există variantă de mijloc. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta să ne vedem în poziția aceasta în care ne-a așezat Dumnezeu, o poziție de rob al lui Dumnezeu. Dar când ești robul lui Dumnezeu, când ești rob în casa lui Dumnezeu, ești în siguranță. Când ești rob în casa lui Dumnezeu, ești protejat. Când ești rob în casa lui Dumnezeu, ai tot ceea ce ai nevoie. Noi nu suntem într-o robie forțată. Noi suntem într-o robie în lanțuri. Noi suntem într-o robie de bună voie. Noi ne-am făcut robe ascultării de Dumnezeu. Noi ne-am dat lui Dumnezeu. Noi am venit la Dumnezeu. Nu este o robie, nu, este o robie care ne place. Este o robie în care ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu. Nu este o robie de alt soi. Și apoi Apostolul Pavel spune nu doar că suntem robe ai lui Dumnezeu și asta implică, repet, ascultare, supunere totală. Deci nu există rob înaintea lui Dumnezeu care să nu facă ce spune Dumnezeu. Asta implică ascultare totală. Apostolul Pavel spune nu doar că suntem robi, ci că suntem reprezentanți ai Domnului Iisus Hristos. Voi folosi terminul acesta ca să ne cuprindem pe noi toți care suntem chemați să reprezentăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem trimiși de Domnul Iisus Hristos. Pentru ce trăim noi în lumea asta? Nu știu, ori e eu nebun, poate-s nebun. Asta e, acum nu știu dacă îmi doresc, de fapt sigur că nu-mi doresc să-mi revin din nebunia asta. Dar vă spun sincer, pentru mine, vă spun înaintea lui Dumnezeu, pentru mine viața asta nu are absolut niciun sens. Nu văd rostul lucrurilor. Muncești, ai prunci, te luți pentru o mașină, te luți pentru o casă, pentru ce? Unde vrem să ajungem? Ce vrem să câștigăm? Ce vrem să producem? Spre ce țintește lumea asta? Spre ce? Dacă îl scoți pe Domnul Iisus Hristos din viața unui credincios, viața acelui credincios nu mai are niciun sens. Niciun sens. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu este ca cireașa de pe tort în viața noastră. Avem de toate și nu mai avem nevoie de Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos este totul pentru noi. Dacă ne lua pe Hristos, ne lua semnificația vieții. Ne lua rostul vieții. Nu mai are sens să trăiești. Nu mai are sens să trăiești. Lucrurile de pe pământul acesta sunt așa de puțin valoroase și de nesemnificative că dacă le iei pe Hristos, nu mai are sens. Absolut nu mai are sens pentru ce să trăiești. Nu are sens pentru ce să gonești în lumea asta și să te lupți în lumea aceasta. Noi suntem chemați nu să ne reprezentăm pe noi înșine. Deși trăim și ne câștigăm pâinea de fiecare zi și ne câștigăm și confortul, noi suntem chemați în toate lucrurile acestea să reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos. Să purtăm numele Domnului Iisus Hristos. Să ducem steagul Domnului Iisus Hristos. Să ducem numele Domnului Iisus Hristos. Asta este chemarea noastră fiecăruia. Și uitați-vă ce diferență a făcut Apostolul Pavel prin planul lui Dumnezeu în istoria acestei lumi, prin faptul că s-a considerat și a fost cu adevărat robul lui Dumnezeu și a fost reprezentantul Domnului Iisus Hristos. Oriunde s-a dus. Că era în închisoare, că era înaintea cezarului, că era înaintea împăratului. Pentru el nu era niciun fel de diferență. Eu cred că Apostolul Pavel nu dădea doi bani pe pozițiile împăraților. El unde l-ai pus, își spunea mărturia. Unde l-ai pus, el vorbea despre Hristos. Nu puteai să scoți din gura lui persoana Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că identificarea lui cu Domnul Iisus Hristos a fost atât de puternică încât când își deschidea gura, altceva n-avea ce să spună. Nu, eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este poziția oricărui credincios. Oricărui credincios. Fiecare dintre noi suntem chemați la lucrul acesta să reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos. Apoi aș dori să vă uitați nu doar la poziția apostolului Pavel, nu doar la poziția apostolului Pavel, ci care era perspectiva apostolului Pavel. El spune potrivit cu. De ce era rob al lui Dumnezeu și reprezentant al lui Hristos? Ce vroia el să... La ce vroia să ajungă? Uitați la ce vroia să ajungă. Descrie-l aici, iarăși, tot pasajul acesta e în câte două aspecte. Rob, apostol, după aceea spune potrivit cu credința aleșilor și cunoștința adevărului. Asta a fost dorința apostolului Pavel. Dorința apostolului Pavel a fost ca în toți aleșii lui Dumnezeu să se producă credință, să fie credință.
Eu sunt robul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Hristos și dorința mea este ca aleșii lui Dumnezeu să aibă credință. Credință înseamnă să depinzi de Dumnezeu, să te lași pe mâna lui Dumnezeu, să te încredințezi lui Dumnezeu, să faci ce vrea Dumnezeu, să trăiești cum vrea Dumnezeu. Înseamnă să te leși total de Dumnezeu. Înseamnă să definești toată viața ta în relație cu Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Că lumea spune, a, și eu cred, asta sunt basme, sunt povești nemuritoare. Să crezi înseamnă să-ți definești fiecare lucru din viața ta potrivit cu voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi. De asta Biblia vorbește în unele pasaje despre fapte ale credinței sau lucrarea credinței. Adică să vedem fiecare domeniu din viața mea că eu mă raportez la Dumnezeu. Lucrez cum vrea Dumnezeu, mănânc ce vrea Dumnezeu, umblu cum vrea Dumnezeu, mă îmbrac cum vrea Dumnezeu, vorbesc cum vrea Dumnezeu. Astea sunt fapte ale credinței. Depinde Dumnezeu și dependența de Dumnezeu se vede în exterior. Când oamenii spun, nu știi ce e în inima mea, ba știu ce e în inima ta. Credința din inima ta se va vedea în afară, în exterior, în faptele tale, în trăirea ta, în toate aspectele care definezi viața ta. Însă cum ajunge cineva să aibă credință? E foarte important că zice aici Biblia expresia asta, credința aleșilor lui Dumnezeu. De ce zice oare credința aleșilor lui Dumnezeu? Este și o credință a nealeșilor? Păi și Biblia arată foarte clar, e o credință a dracilor. E o credință a unora care îl vedeau pe Domnul Iisus Hristos numai un învățător, numai un profet. E o credință a unora care atât de mult credeau în Domnul Iisus Hristos, zice, credeau, dar se temeau să-L mărturisească pe față. E o credință a unora care, ba, au crezut, ba, după aia au vrut să-L dea afară de prin sinagogă, să-L arunce de prespângerea muntelui. E o credință a unora care umblau după El numai ca să le dea pâine și să facă minuni. Sunt multe tipuri de credință, să știți. Sunt multe tipuri de credință. Apostolul Pavel nu spre credința aia vroia să ajungă, ci spre o credință a aleșilor lui Dumnezeu. Cum să ajunge la credința asta aleșilor lui Dumnezeu? Auziți, potriviți cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului. Eu ajung, să știți, eu sunt atât de credincios pe cât sunt de credincios față de Sfânta Scriptură. Credința mea este primită și este hrănită și întărită și îmbărbătată prin cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune, credința vine în urma auzirii, auzirea vine în urma cuvântul lui Dumnezeu. Este o legătură strictă între cuvânt și credință. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea aceasta de a produce credință. Și să știți, Satana face un atac foarte puternic asupra adevărului lui Dumnezeu. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Noi suntem chemați să proclamăm adevărul, să susținem adevărul, să credem adevărul, să împărtășim adevărul, să ne luptăm pentru adevăr, să ne riscăm pentru adevăr, să ne dăm viața pentru adevăr. De ce? Pentru că aleșii lui Dumnezeu ajung să aibă credință doar prin acest adevăr, doar prin cunoașterea adevărului. Doar prin cunoașterea adevărului. Acesta a fost interesul apostolului Pavel. Audiența lui, oamenii să cunoască adevărul și să aibă credința aleșilor lui Dumnezeu. Lucrul acesta este valabil pe tot parcursul vieții noastre. De aceea vreau să întăresc această convingere a noastră, cred eu, care este a tuturor, că este foarte important să fim serioși cu adevărul lui Dumnezeu. Este foarte important să cunoaștem adevărul. Într-adevăr, credința noastră întotdeauna o să fie mai mică decât cunoașterea pe care o avem. Cunoaștem multe, dar credința avem mai puțină. Dar soluția nu este să spui, a, atunci dacă credința mea nici nu are sens să mai cunoaștem mai mult, că oricum credința mea e mică decât cunoașterea pe care o avem. Adică avem capul plin, dar Biblia nu se referă la o asemenea cunoaștere. Biblia se referă la o cunoaștere a adevărului care ajunge să aibă un impact în viața mea încât se transformă în credință. Încât se transformă în credință. Apoi uitați-vă că Scriptura ne mai arată iarăși încă două aspecte aici în versetul 2, zice în versetul 1 și versetul 2, ultima parte a versetului 1, care este potrivit cu evlavia în nădejdea vieții veșnice. Este un produs, este ceva care rezultă din faptul că cineva cunoaște adevărul și are credință. Ce rezultă? Păi el spune evlavie și nădejdea vieții veșnice. Aș vrea să ne uităm puțin și la acestea două aspecte, evlavia și nădejdea vieții veșnice. Cunoștința adevărului lui Dumnezeu și credința trebuie să ducă neapărat la evlavie. Ce înseamnă evlavie? Ce înseamnă să ai evlavie? Unii spun că evlavia este sfințenie, alții spun că evlavia este teama de Dumnezeu. Cred că este o combinație între acestea două. Un om care ajunge să cunoască adevărul lui Dumnezeu nu numai cu mintea, cu inima lui și lucrul acesta se transformă în credință el, asta va duce la teamă de Dumnezeu sau la evlavie sau la sfințenie. Cred că lucrurile acestea sunt opuse. Cu cât un om se teme mai mult de Dumnezeu sau îl respectă pe Dumnezeu sau vede măreția lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, cu atât ajunge
să se poarte altfel în lumea aceasta. Cu cât ajungem să vedem valoarea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, cu cât ajungem să vedem mai mult lucrarea lui Dumnezeu făcută față de noi, cu atâta respectul și reverența și recunoștința vor deveni mai profunde în viața noastră. Dacă s-a pierdut ceva, poate așa de când în lumea, nu știu, asta e senzația mea, că s-a pierdut această teamă de Dumnezeu, acest sentiment profund al existenței și al prezenței lui Dumnezeu. Lumea trăiește ca și cum Dumnezeu ar fi undeva izolat în univers, nu avem nicio treabă. Putem să vorbim cum vrem, să trăim cum vrem, să facem ce vrem noi pe pământul acesta. Evlavia este momentul în care un om devine atât de conștient de existența și de prezența lui Dumnezeu încât începe să trăiască altfel. Vă dau un exemplu practic. Mi-aș permite eu într-o situație în care aș fi ispitit să fur, să zicem. Aș fi ispitit să fur. Mi-aș permite eu să fur dacă prezența lui Dumnezeu s-ar manifesta atunci în locul acela? Mi-ar îngheța sângele în vine. Aș cădea acolo jos la pământ înaintea lui. Dar de ce unii oameni își permit să facă asta? Pentru că nu au acest sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Nu au această evlavie, această frică de Dumnezeu. Când s-a trezit tâlharul de pe cruce? Când s-a trezit tâlharul de pe cruce, el spune un cuvânt foarte important acolo. Zice celuilalt tâlhar, nu ți-e teamă de Dumnezeu? Eu m-am întrebat, de ce nu s-au gândit înainte dacă era? Ce? Când a fost înainte la ciordel? Nu s-au gândit dacă era teamă lui Dumnezeu? Numai acum s-au gândit la teama de Dumnezeu. Păi s-a întâmplat ceva în viața lui care l-a făcut să conștientizeze prezența lui Dumnezeu. Și câteodată e nevoie ca Dumnezeu să ne trântească. Că zice, aici e Dumnezeu, aici e mâna lui Dumnezeu, aici e locul lui Dumnezeu, aici e casa lui Dumnezeu. Sunt multe strigăte de acestea în Sfânta Scriptură în care oamenii s-au trezit, s-au tulburat și au spus, aici e mâna lui Dumnezeu. Niciun om care a experimentat prezența lui Dumnezeu și care s-a temut de Dumnezeu n-a rămas la fel. A devenit un om evlavios cu teamă de Dumnezeu, cu respect față de Dumnezeu. Viața acelui om s-a schimbat după aceea. Această conștientizare a prezenței lui Dumnezeu este ceea ce are nevoie adunarea în primul rând. În secolul 21, în anul 2017, adunarea are în primul rând nevoie de lucrul acesta. Să trăiască cu această conștientizare profundă a prezenței lui Dumnezeu în fiecare zi, în orice lucru. Atunci se va vedea această evlavie, această sfințenie, această curățire în trăire. Dar Apostolul Pavel spune că după ce oamenii aceștia cunosc adevărul și au credință, nu doar devin evlavioși, nu doar au această teamă de Dumnezeu care duce la sfințenie, ci au și speranță, nădejdea, spune, vieții veșnice, nădejdea vieții veșnice. În cuvântul lui Dumnezeu primim speranță pentru viața veșnică. Pentru mine este, vă spun, de neînțeles, cum o întreagă, cum să-i numesc, o întreagă lucrare din asta a ortodoxiei și a catolicismului, și atâția oameni adunați care studiază Sfânta Scriptură și studiază scrierile patristice și studiază, nu mai știu ce studiază, atâta amar de oameni să stea cu Sfânta Scriptură în mână, să stea cu sute de cărți în mâinile lor și să citească, să-și umple capetele și să rămână fără nădejdea vieții veșnice. Pentru mine, vă spun, este uluiala uluielilor. Uluiala uluielilor. Biblia spune așa, credința aleșilor, cunoștința adevărului, evlavie în nădejdea vieții veșnice. Vă întreb ce poate fi mai banal și mai clar decât atâta. Și în același timp atât de măreț. Nu există nimic mai prețios pe pământul acesta decât să privești viitorul, să privești viața, să privești moartea, să privești sabia, să privești persecuția, să privești pericolul în față cu liniște pentru că ai nădejdea vieții veșnice. Nu există nimic mai prețios. Dacă acum aș fi într-un accident și aș ști că mi se sfârșește viața în câteva minute, dacă aș fi, și aș ști, singurul lucru care ar conta, e să știu că mă duc în Împărăția lui Dumnezeu. Singurul lucru care ar conta. Și să stai ani de zile cu capul în Scriptură, să auzi zeci, sute de predici, să faci sute de liturghii sau să participi la sute de liturghii și să rămâi fără nădejdea vieții veșnice, asta este tragedia veacurilor, să știți. Asta este tragedia veacurilor. Este o tragedie. Dar această nădejde cum vine? După ce vine această cunoștință adevărului, cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a sfinți, cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a genera în noi teamă de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne aduce speranța vieții veșnice. Ar fi o întrebare poate simplă pentru noi, dar foarte importantă. Ai nădejdea vieții veșnice? Dacă da, pe ce bază? Că nu-i de sus, da, am nădejdea vieții veșnice.
Pe ce bază? Scriptura ne dă în locul acesta două motive pentru care ar trebui să avem nădejdea vieții veșnice. Și este un motiv de mulțumire necurmat. Apostolul Pavel avea cel mai potrivit moment să spună că nădejdea vieții veșnice depinde de felul în care noi trăim. Sau că depinde de faptele noastre. Sau că depinde de milosteniile noastre. Sau că depinde de ceremoniile noastre. Sau că depinde de liturghiile noastre. Era cel mai potrivit moment și să spună: ai nădejdea vieții veșnice numai dacă faci asta, 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 asta sau asta. Era potrivit să spună sau nu? Când introduci subiectul nădejdii vieții veșnice, ne spui pe ce să se bazeze nădejdea. Pe faptele tale. Pe faptul că ai făcut milostenii. Pe faptul că ai rămas în singura biserică apostolească și nu mai știu cum. Auzi ce spune Pavel. În nădejdea vieții veșnice, primul motiv pentru care am viața veșnică. Făgăduite mai dinainte de veșnicii. De ce am eu viața veșnică? Că Dumnezeu înainte de veșnicie a făcut o promisiune. A făcut o promisiune. Sunt mai multe pasaje în Sfânta Scriptură care ne arată că Dumnezeu a făcut un plan etern în care ne-a promis mântuirea. 2 Timotei 1:9 spune: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Dumnezeu a promis, zice, făgăduința înainte de veșnicii. Înainte de veșnicii a plănuit Dumnezeu, a făcut un plan prin care un plan în care a lăsat și promisiunea aceasta care a avut să fie revelată în Sfânta Scriptură, că viața veșnică ne este dată numai în Domnul Iisus Hristos. Și nu trebuie să nădăjduiesc în nimic altceva. În nimic altceva. Aceasta este temelia nădejdii noastre. Planul lui Dumnezeu mai înainte de veșnicii. Hotărârea lui Dumnezeu mai înainte de veșnicii. Făgăduința lui Dumnezeu mai înainte de veșnicii. Și în al doilea rând, persoana lui Dumnezeu. De unde am eu siguranța vieții veșnice? Păi am siguranța vieții veșnice pentru că în Biblie mi este promis și mi este revelat care a fost planul lui Dumnezeu din veșnicie. Adică să ne dea mântuirea în har, în credință, în Domnul Iisus Hristos. Dar apoi spune Scriptura că al doilea aspect al temeliei care stă la baza nădejdii noastre este Dumnezeu care nu poate să mintă. Unora, să știți, li se pare incredibil să intri în împărăția lui Dumnezeu prin har. Răpirea e prin har. Primirea împărăția lui Dumnezeu e prin har. Nașterea din nou e prin har. Credința e prin har. Totul este prin har. Unora li se pare incredibil lucrul acesta. Nu se pot abține să nu adauge ceva, să contribuie cu ceva, să mai taie puțin din planul lui Dumnezeu, să mai taie puțin din gloria lui Dumnezeu, să mai taie puțin din lucrarea lui Dumnezeu, să pună ei ceva de-a lor. Biblia spune că Dumnezeu nu poate să mintă și dacă a făgăduit lucrul acesta, el este adevărat. Pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să facă orice, să știți, Dumnezeu nu poate face orice. El nu poate să mintă. Nu poate să păcătuiască. Dumnezeu nu poate să facă lucrurile acestea imorale, absurde. Asta este temelia vieții veșnice. Nădejdea vieții veșnice. Temelia nădejdii vieții veșnice. Planul lui Dumnezeu mai înainte de veșnicii și persoana lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. El nu poate să mintă. Apoi Apostolul Pavel ne arată cum am ajuns noi la cunoașterea acestui lucru. Am vrea să vedem mai mulți oameni care au nădejdea vieții veșnice. Am vrea să vedem mai mulți oameni care cunosc acest plan al lui Dumnezeu. Am vrea să vedem mai mulți oameni care îl cunosc pe acest Dumnezeu care nu poate să mintă, care nu se joacă Dumnezeu cu noi, care nu poate fi Dumnezeu prostit, scuzați-mi expresia legată, pusă în relație cu Dumnezeu, nu poate fi Dumnezeu mituit de faptele noastre, de milostenile noastre, de ceremoniile noastre, de slujbele noastre. Dumnezeu nu poate fi amăgit de lucrurile astea. Lui Dumnezeu nu se poate închide ochii cu asemenea lucruri. Cum vrem ca mulți oameni să ajungă să cunoască aceste lucruri? Planul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, nădejdea vieții veșnice, să cunoască adevărul, să aibă credință. Dar cum să ajunge la treaba asta? Să ajunge printr-o singură metodă, prin propovăduire. Pentru că Pavel spune aici și leagă tot un lanț aici. Zice, nădejdea vieții veșnice făgăduite mai dinainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să minte, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Observați accentul pus pe Apostolul Pavel pe această propovăduire. Noi aflăm despre această nădejde, despre caracterul lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, despre promisiunile lui Dumnezeu prin propovăduire, prin propovăduire care mi-a fost încredințată.
Iarăși este o uimire fantastică pentru mine și ar trebui să fie pentru noi toți, cum îl vedem pe Apostolul Pavel, că propovăduiește doar cuvântul, zice, și a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată. Apostolul Pavel n-a propovăduit altceva decât cuvântul. V-am mai spus și vă mai spun. Dacă s-ar organiza în țara asta oriunde și s-ar spune despre nu știu ce moaște care vindică, nu știu ce profet care are nu știu ce revelații, nu știu ce vindicător care nu știu ce vindecări știe să facă, s-ar duce lumea buluc acolo. Și evanghelici. Buluc s-ar duce. Nu la moaște. Dar la un star din ăsta, un predicator din ăsta foarte pompos s-ar duce. La un profet din ăsta care are nu știu ce descoperiri s-ar duce. La vreun mare vindecător din ăsta s-ar duce. Ascultați-mă, s-ar duce. Și să duc. Și să duc. Dacă găsesc oamenii pe cineva care să spună altceva, extra scriptură. Că de acum cu Biblia ne-am obișnuit, dacă am citit-o de vreo câteva ori, cam știm despre ce e vorba. Ne trebuie altceva. Altceva. Apostolul Pavel a rămas lipit de cuvântul lui Dumnezeu. A rămas lipit. El a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Vă spun, este un Michel. Pastorul, predicatorul, preotul sau oricine ar fi acela care se ridică în vreun loc din care trebuie să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și predică altceva. Este un ucigaș de suflete. Este un Michel. Dacă argumentul acesta, dacă apostolul Pavel n-a avut curaj să predice altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, cine sunt eu, Domnule? Cine sunt eu să am acest curaj nebunesc să mă ridic și să spun altceva decât ce Dumnezeu a lăsat în cuvântul lui? Uitați-vă cum s-a raportat Pavel la cuvântul lui Dumnezeu și a descoperit cuvântul. Și dacă Dumnezeu și-a descoperit cuvântul, eu ce fac cu cuvântul descoperit? Lasă-mă, spunem noi ce-au spus părinții bisericii, ce-au spus unul, ce-au spus altul, ce-au mai spus nu știu cine. Nu, Apostolul Pavel spune, mi-a fost încredințată slujba să predic cuvântul lui Dumnezeu prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și în versetul 4, în versetul 4 ne este descrisă lucrarea care are loc în viața fiecărui credincios, multe aspecte le-am văzut deja, și felul în care această lucrare perseverează, felul în care această lucrare continuă în viața noastră. Îi spune, el zice, către Tit, adevăratul meu copil, în credința noastră a amândurora. Frumos ar fi ca fiecare dintre noi să putem să indicăm spre o persoană care este copilul nostru în credință. Adică cineva pe care l-am întors la Dumnezeu. Cineva căruia l-a mărturisit pe Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu. Măcar copiii noștri, măcar cei din familiile noastre, măcar dintre prietenii noștri, măcar dintre vecinii noștri. În credința noastră a amândurora. Vezi, Apostolul Pavel nu avea o credință mai mare decât a lui Tit, chiar dacă era copilul lui în credință. Este o singură credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Este o singură credință ca dar al lui Dumnezeu. Este o singură credință a aleșilor lui Dumnezeu. Una singură care se raportează la Dumnezeu total, de plin, într-un singur mod. Este o singură credință. Această credință duce la creștere. Doar această credință duce la creștere. El spune, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. O mare perioadă din timp vă mărturisesc că pentru mine asta, har și pace, era un fel din ăsta de salut. Salut, pacea Domnului, așa, era un fel din ăsta. Nu, niciodată nu m-am gândit ce har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus, Mântuitorul nostru. Nu m-am gândit niciodată, însă har și pace, dădea și el un salut, lutit. Lui Timotei, mai saluta. Ce salut să dai dacă ești apostol, nu? Dacă ești credincios, trebuie să dai un salut din ăsta, mai creștin. Nu să spui ceau la frați. Ceau, fraților. Salut, fraților. Nu. Spui har și pace. De fapt, aici este temelia întregii noastre vieți de credință după momentul în care ne-am întors la Dumnezeu. Pe ce bază perseverăm și continuăm noi pe pământul acesta în relația cu Dumnezeu? Pe ce bază? Pe baza harului și păcii de la Dumnezeu. El vorbește aici unui om care era deja copil în credință, care era credincios, care era lăsat prezbiter să pună alți prezbiteri. Omul ăsta avea o poziție importantă în biserică. Și Pavel îi vorbește acestui om și spune și urează și dorește în continuare har și pace. De ce? Că întreaga viață de credință este bazată pe harul lui Dumnezeu și pe pacea în care noi suntem cu Dumnezeu. Întreaga viață de credință se bazează pe harul lui Dumnezeu și pe această pace în care am intrat în relația cu Dumnezeu datoruită Domnului Iisus Hristos. Întreaga viață de credință. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Suntem în pace cu Dumnezeu și pentru că suntem în pace cu Dumnezeu, avem acest har și această pace de la Dumnezeu și acest har al lui Dumnezeu ne sunt turnate aceste două elemente în continuu în viața noastră. Asta este temelia vieții noastre. Asta este temelia vieții noastre.
că suntem împăcați cu Dumnezeu, oricând te-ar ispiti satana și m-ar ispiti să spun că Dumnezeu s-a supărat pe mine și Dumnezeu mă leapădă și Dumnezeu mă aruncă și Dumnezeu mă lasă, mi-aduc aminte că Apostolul Pavel spune că acest har, această pace mi este dată în continuare. Eu nu sunt împăcat cu Dumnezeu numai că m-am întors la Dumnezeu. Mie mi este dată o pace continuă prin faptul că l-am pe Domnul Iisus Hristos. Mi este dat har continuu. N-ar mai fi spus. Ar fi spus fapte și străduință. Nu mai har și pace. Ce? Har a fost la început. Prin har ați fost mântuiți prin credință. De acum gata, fraților. Băgați-vă voi. Da, îți porunci în Sfânta Scriptură să ne sfințim, să ne silim, să ne dăm toate străduințele, să trăim cum vrea Dumnezeu. Dar baza trăirii noastre este harul lui Dumnezeu și pacea care vine de la Dumnezeu. Și aici ne-l prezintă pe Dumnezeu, zice Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Aici este, de fapt, în pasajul acesta vezi descrisă toată Evanghelia. Nu-i nimic nevoie mai mult. Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul Iisus Mântuitorul nostru. Cum am ajuns noi să-L avem pe Dumnezeu de Tatăl? Am fost copii ai mâniei. Am mers după mersul lumii, după Domnul Puterii Văzduhului. Cum am ajuns să-L avem pe Dumnezeu de Tată? Păi am ajuns să-L avem pe Dumnezeu de Tată prin Domnul Iisus Mântuitorul nostru. Domnul Iisus Mântuitorul nostru ne-a dus în această relație extraordinară cu Dumnezeu, așa încât îi putem spune Tată și să beneficiem de toate privilegiile pe care le are un copil de la Tatăl cel mai mare, care este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl nostru. Acest cuvânt Dumnezeu trebuie să-ți inspire respect, să-ți inspire teamă, să-ți inspire ascultare, să-ți inspire reverență profundă. Este Dumnezeu. Nu-i prietenul tău de peste drum. Dar cuvântul Dumnezeu sau titlul acesta este pus lângă alt titlu, Tată. Și acesta este paradoxul în care trăim noi în fiecare zi. Dumnezeul nostru este Cel care ține tot universul în mâna Lui. Și ar putea să-L facă pulbere într-o fracțiune de secundă dacă ar vrea. Că totul este în mâna Lui. E, Dumnezeul ăsta este Tatăl nostru. El ne inspiră respect, ne inspiră teamă, ne inspiră sfințenie, ne inspiră ascultare și ne cere lucrurile acestea, dar în același timp ne cheamă să ne apropiem de El, să intrăm în intimitate cu El. Avem acces la El. Este o tragedie un credincios să se uite la Dumnezeu undeva departe, un Dumnezeu mare, puternic, în care avem viața, ființa și mișcarea, care ține toate lucrurile în mâna Lui, care ne-ar putea face zob pe toți într-o fracțiune de secundă și încercăm și noi să fugim de El, să ne ascundem de El și să o scoatem cumva la capăt și să uităm că El este în același timp și Tatăl nostru. Când ne ducem la Tatăl nostru, nu ne ducem ca la un tată neputincios care nu poate să facă nimica pentru noi. Ne ducem ca la un tată care este Dumnezeu. De aceea trebuie să ținem în tensiune lucrurile acestea. Tatăl nostru este Dumnezeu. Mă, Tatăl nostru, îți mulțumesc. Da, avem și noi tată, nu suntem orfani pe pământ. Oare ce poate să facă El? El e Dumnezeu, poate să facă orice vrea El. Și apoi îl descrie pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Domnul și Mântuitorul nostru. Mulți oameni l-ar vrea pe Domnul Iisus de Mântuitor, dar nu l-ar vrea de Domn. Că Domnul îți pretinde anumite lucruri, îți conduce viața, îți călăuzește viața, schimbă viața, îți transformă viața. Și repet, este important și în relația noastră cu Domnul Iisus Hristos să păstrăm aceste două aspecte ale poziției sale exact în felul acesta. Să nu renunțăm la niciuna. El este și Domnul nostru, este și Mântuitorul nostru. De fapt, El s-a făcut Domnul nostru pentru că ne-a mântuit. Ne-a mântuit și suntem a Lui și aparținem Lui. Și are dreptul să ne spună ce să facem și cum să ne comportăm. Consider că în pasajul acesta ne este descrisă Evanghelia așa, într-o formă cât se poate de simplă. Ne este descrisă slujirea noastră, ne este descrisă ne este descris rolul nostru pe pământ, poziția în care suntem noi înaintea lui Dumnezeu, felul în care perseverăm pe pământ, ce vrea Dumnezeu să vadă în viața noastră, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute să înglobăm în viața adunării, în viața noastră personală, toate aceste aspecte. Amin.